După ce am văzut imaginile pe care le-am văzut, n-ar trebui un specialist. Și eu m-am gândit împreună cu tine la Rebecca Marinoff, care este o minune de fată și care face lucrurile cu așa o naturalețe, în afară de faptul că e campioană și știm cu toții că... Dar stați un pic să o recupere. Rebecca, hai nu mă ne lăsa! Bine, dragilor! Bine, voiam să te întrebăm primul lucru, indiscreții. Așa. Unde te duci în octombrie? Unde mă duc în octombrie? Păi am avut în mai naționalele de pole și aerial sport. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Spor la bară. Da. Deci nu e dans la bară, spor la bară. Știu, știu. Și aerial este un cerc. Ați văzut trapezul la circ? Da. E același lucru, numai că e în formă de cerc. Tot același sistem, deci e un moment aerian. Deci tu zbori. Exact, zbor acolo. Ce fericitești. Și împreună cu partenerul meu, Roșca Dima, ne-am calificat la mondiale și la artistic pole și la aerial. Au, firom? Și între timp și cu facultatea și cu japoneza. Exact, și cu actoria. Dar când Dumnezeu le tot faci? De dimineață până seară. Și între timp și pe la noi un picuț ca să ne luminezi capul. Da. Pentru că noi ne-am chinuit, am încercat, Alex, dragul de el, a încercat să și mediteze, bine, a dormit, i-am aruncat două cești de apă rece pe față și astfel... O bucată de slană. Exact. Practic, așa m-am trezit eu. Cu mirosul de slană. Bun, tu pe internet ești... Rebecca _ Marinoff, la fel și pe TikTok, și mai nou împreună cu partenerul meu de la campionat. Avem un cont împreună special pentru evenimente, deci dacă aveți nevoie de un show așa pentru tot felul de evenimente, ce frumos. Să ne contactați, e _ Double Trouble Entertainment. _ Double Trouble Entertainment, asta e de ținut minte, pentru că presupun că faceți un show wow! Da. Bun. Noi am găsit pe internet o fată care, prin antrenamente succesive, reușea să ridice piciorul în ziua întâi, atât, încet, încet. Hai să-ți arăt să poți și vedea. Și prin, repet, antrenamente succesive, se vede că își schimbă și hainele, cu încălzire, stretching, tu știi mai bine decât mine, nu trebuie să te lămuresc eu, reușește o performanță uluitoare. Dacă ai putea ne-învăța și pe noi să facem asta... Cum să nu? Perfect. Dar tot așa durează cam 90 de zile. Așa, păi atunci hai să ne ducem acasă, ne facem peste 3 luni, lângă Rebecca Marinoff, care va fi fost, nu, de fapt nu va fi fost, tot în antrenamente pentru în octombrie, și face așa, dar mă întreb de ce are căștile în urechi. Meritează. Da. Eu am adus scaun aici, bănuiesc că ai nevoie de... Și fiecare are, atenție, fiecare asemenea performare are piciorul lui preferat. Adică nu poți să faci exact cu toate picioarele de pe lume această schemă. Fata din imagine, presupun că era stângace, Rebecca e dreptace. Exact. Bun, dreptace. Atunci să facem același lucru cu celălalt picior. Dar nu 90 de zile, ci cum știi tu să faci. Nu știu cum mă încadrez, stau bine. Stai așa să vedem. Eu așa zic. Ești foarte bine. Sunt foarte bine. Ok. Deci. Ok. Ziua 10. Ziua 20. Da. 40. Spre 60 te duce. 70, 80, 90. Nu te supăra, dar câți ani ți-a luat să ajungi la ziua 90? De cât timp faci lucrurile astea? Păi, teoretic de mică, pentru că provin din familia de cer, da. Și mai serios m-am apucat pe la 12 ani, cam așa. Ți-au impus ei sau ți-a făcut ție? Păi asta e, că până pe la 8 ani am făcut alături de ai mei și îmi plăcea, după care au perioada mea, eu nu vreau să fiu ca voi, eu vreau să fiu pianistă. Evident! Eram la Lipati. Până la urmă, pe la 12 ani, și-a făcut mama o echipă la cir de fete și au început să vin și eu, a început să-mi placă și așa am intrat în pâine. Ce frumusețe! Și uite că ai ajuns aici. Uite, avem o provocare. Ia. Și aș vrea să ne ajuți și tu. Să vedem așa dacă te descurci și dacă ne descurcăm și noi. Hai să privim. Hai! Ok, mom, drop it in, see if you can get a prize! Oh, ok, so it's the blue! Ok, grandma, give it a drop! Oh, nice! Here we go, go for the gold one. He's going for the gold! Okay, mom! Here we go! Trebuie să recunoaștem adevărul adevărat, Alex și cu mine ne chinim de o săptămână. Ne-am făcut de băcănie, toată lumea ne știe. Și am chemat-o pe Rebecca. Bineînțeles că ne-a umilit, pentru că ea face o mișcare foarte scurtă și totuși cercul stă la noi din cauza lui Newton, pe care tu nu, de care n-ai auzit. Da. Cercul stă la noi nou! Gravitația... Eu zic să ne și arăți, să ne face o demonstrație. Să ne arăți cum se face primul. Deci, da. Asta e un cer de hula hop. E, zici. Așa, da. Și se pune în jurul taliei și trebuie să fie așa lipit de spate. E. Yeah.
Apoi se dă într-o parte, în partea stângă, de exemplu. Da. Eu sunt pe partea stângă, pe partea da. Dreaptă. Da. Pardon? Așa. Și se dă avânt în cealaltă parte. Momentul în care... Tu nu pare a face niciun efort pentru asta! Deci mișcarea este foarte scurtă, numai din abdomen de aici și arată cam așa în slow motion. Când vine cercul aici, ușor împingi cu burta și se întoarce înapoi. Trebuie să-ți dai seama când ajunge cercul aici ca să fac eu da, așa trebuie, cu burta. Da, trebuie urmărit, exact. Bun, hai să vedem cum arată hai. Provocarea, pentru că trebuie, după ce că ne pricepem noi, trebuie să o și complicăm. Adică nu suntem în stare să facem nimic, dar trebuie să facem nimic cu moț. Din fericire, Rebecca poate. Deci va trebui să aruncăm cât mai multe mingiuci în cât mai multe pahare okay. cu cerculețul auriu în jurul talii. Da. Încep tu. Încep eu? Da, așa mă gândesc. Iau mai multe din mână? Iau de aici? Iau câte una? Hai, iau una momentan. Mai pentru început. Ia să vedem. Așa. Bun, 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 bun. Ha! Încă! Și. Aaaa, hai mare, că la noi o să fie simplu. Deci, una! Hey! Rebecca! Două! Rebecca! Trei! A intrat! Am intrat, a zis! Patru aproape! Trei jumate! Perfect, patru! Așa! Era cât pe ce? Și... Încă una, încă una! Ce? Foarte, okay. Ești foarte tare. Hai Teo, te rog. Ești și tata mea, te rog, te rog. Fii cavaler, ține-am adă mâna. Sigur, sorry. Lasă-mă, please. Micurino. Deci nu o să fiu zare niciodată, știi că o să dărâm toate astea. Dar nu pot să fac mai de jos. Asta zic. Și fereala în față, fii atent cum facem. Hai să mă simplificăm, fereala în față. Și, păi dar... și cum... Nu vă ajung niciodată, momentul ăla nu-ți fie teamă. Hai, fără. Deci... Hai să învățăm cu cercul mai întâi. Hai, într-o parte. Așa, așa, puțin mai repede mișcarea. Dar nimic, bun. Și picioarele. Și așa, 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 așa. Ăla e, ăla e. Ăla e. Miracol! Doamne Iisuse Hristoase! Nu m-ai văzut. Nici nu te-am văzut. Ia, te văd acum. Deci nu m-ai văzut. Nu trebuie să urci pe scaunel. Pentru că... Da, da, fii atent. Îți iese. Stai, nu acum, încă o dată. O să dărâm toate paharele, Alex. Am făcut mai bine, bine dar... Așa. A fost... E foarte bine. Ești foarte bun. Da, părerea mea e că nu o să fim în stare niciodată de nimic. Cam greu. Da. E mai greu ca la meditație. Cică, e mai greu ca la meditație. Păi la meditație nu poți să te gândești la nimic. Adică poți să stai pur și simplu da. Și să vegetezi. Pe când aici trebuie să te vezi. Ți-l imaginezi, e totul. Ți-l imaginezi. Și cu cercul făcând în jurul. Da. Există atâția copii talentați, mai talentați decât părinților. Nu e cazul nostru, dar învățăm. Învățăm. Asta, mică, o să ne învețe pe noi. Da. Noi suntem generația care va învăța de la tine. Și data viitoare... Da. Vin cu 6 cercuri, unul aici, da. Unul aici, unul aici, două aici. Pentru mine trebuie să fie 12 cercuri pentru 12 cercuri. Să vedem copii talentați, că pe noi ne-ați văzut. Performăm, derupem în două.